spuneați că mai poate funcționa foarte bine între 12-13 ani. Taxă de injecție, taxă pentru apa care o folosim industrială la răcire. Nu o plătim o dată, o plătim de 3 ori. Și spuneți de ce este prețul mare la megavat. Păi nu e că facem noi. E că prin legislația făcută de dumneavoastră sau pentru cea nefăcută, noi am lăsat părțile sociale vraiște, adică omul se spală că-i puci o apă de la o țeavă în cap, n-are un vestiar cum trebuie, n-are o toaletă cum trebuie, n-are la locul de muncă condițiile care trebuie să le aibă. De ce? Pentru că dăm banii pe taxele astea, domnule. Vă împiedică ceva să scoate suficient cărbune ca să meargă curcurile astea? Adică ce depinde de guvern, de parlament, de ceva ce trebuie să spună? Domnule, resursă o mare. Dacă dorim să producem energie pe cărbune încă 10-15 ani, trebuie să spunem acest lucru. Și atunci, trebuie să renunță la planul ăsta draconic care l-a făcut statul român de închiderea acestei activități. Ce facem de mâine? Da? Ce facem ca să continuăm, să nu se închidă că vreau noastră în marea preocupare și a noastră, numai a dumneavoastră. Și pe noi ne interesează chestiunea asta, în primul rând, în perspectiva asta. Chiar dacă o să supăr pe cineva, siguranța sistemului energetic care nu o poate asigura, nu se poate asigura fără cărbune.